Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru Zodia Fecioară. Aceasta va fi o etalare de tarot generală, prin urmare este foarte important să vă uitați atât la zodie cât și la ascendent, lună sau orice alt semn zodiacal în care aveți 4 sau mai multe planete, deoarece veți primi informații suplimentare de acolo. Voi scoate câte o carte pentru fiecare lună anului 2021 și apoi vom clarifica fiecare trimestru al acestui an cu câte o carte pentru situația de dragoste, bani, sănătate, situație financiară. Bun, hai să vedem riscurile și oportunitățile pentru Fecioare în anul 2021. Pentru luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Energia de la rădăcina acestei etalări, care ne va da energia pentru tot anul, este soarele, cea mai pozitivă carte din tarot, așa că orice s-ar întâmpla pentru Fecioare în acest an va avea un final fericit. Chiar și cărțile negative vor avea un aspect pozitiv pentru Fecioare în acest an. Bun, hai să ne uităm la energia fiecărei luni în parte, să vedem cum este aspectat anul 2021 pentru Fecioare. Luna ianuarie este sub energia treiului de monede, o lună în care Fecioarele trebuie să colaboreze, să coopereze, să lucreze în echipă. Atât la locul de muncă, cât și în viața privată, este foarte important în luna ianuarie Fecioarele să își depună eforturile în slujba binelui comun, în slujba binelui echipei, pentru binele companiei din care fac parte, pentru binele cuplului sau a familiei din care fac parte. Pentru fecioarele tinere care sunt încă elevi, studenți sau la început de carieră, luna ianuarie vine cu posibilitatea unor noi cursuri, unor noi specializări. E posibil ca în luna ianuarie fecioarele să întâlnească un mentor, o persoană care să-i ajute să crească în carieră, să evolueze pe următoarea treaptă profesională. Luna ianuarie poate să vină și cu ajutor de la prieteni, de la cercul de prieteni în care se învârt fecioarele, sau poate să aducă beneficii profesionale prin intermediul partenerului sau partenerei de viață. De ce este foarte important ca aici în luna ianuarie fecioarele să se canalizeze foarte mult pe ce au de învățat și să-și învețe bine lecțiile? Pentru că în luna februarie vor avea foarte, foarte mult de lucru. Luna februarie vine cu foarte multe responsabilități puse pe umărul unei fecioare, dar e foarte important aici să nu vă dați bătuți pentru că sunteți foarte aproape de final. Și care este finalul? Păi vedem aici în luna martie, este 10-le de monede, un final extrem de fericit, fundarea unei dinastii, punerea bazelor unei cariere foarte solide, punerea bazelor unei familii foarte solide. Indiferent că primele două luni vă văd concentrându-vă pe o relație personală sau pe o relație profesională, este foarte important aici să demonstrați că puteți să lăsați de la voi, că puteți să duceți orice responsabilitate pe umerii voștri, pentru că în lunile martie, aprilie, avem aici două cărți foarte frumoase, care ne vorbesc de foarte multă stabilitate, de niște lucruri foarte solide pe care o să vă puteți baza tot restul vieții. Dacă e vorba de carieră, este o direcție în carieră care o să vă poarte pe culmile succesului. Dacă e vorba de o relație personală, e vorba de o relație care cu siguranță o să se termine în căsătorie, în fundarea unei familii, în crearea unui cămin fericit. Pentru că atât 10-le de monede cât și îndrăgostiții ne vorbesc despre acest happily ever after și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, fără probleme în cazul acesta. În luna aprilie va trebui să decideți această persoană alături de care ați depus tot acest efort în primele 3 luni a anului și posibil și în anii trecuți,
această relație sau acest job, această traiectorie în carieră în care ați depus tot acest efort este pentru voi sau nu. Faceți o alegere cu inima, dar și cu mintea. Îmbinați cele două aspecte ca să faceți alegerea corectă pentru voi. În orice caz, orice ați alege aici în aprilie, alegerea va fi foarte bună pentru voi, fiindcă vedem aici în mai 4 de bâte, o carte de foarte multă stabilitate, dar și de motiv de sărbătoare, motiv de bucurie. Fecioarele mai tinere, e posibil aici în luna mai să se bucure că au terminat toate examenele și au dat licența sau masteratul, în fine, au reușit să treacă peste un moment din ăsta crucial în viața lor și aici au moment de sărbătoare. Alte fecioare s-ar putea ca aici să sărbătorească o logodnă, o nuntă, un eveniment fericit în viața lor. Alte fecioare o să sărbătorească aici faptul că sunt angajați cu normă întreagă, în final obțin și ei o independență financiară. Orice și-au dorit fecioarele, orice vis au avut aici în primele 4 luni anului, se îndeplinește aici în luna mai. Lunile iunie și iulie vin cu singurele cărți mai ciudate din toată această etalare, vin cu o ușoară confuzie care se lasă așa asupra fecioarelor. Mare atenție în luna iunie la peștii din viața voastră, dar și la partenerii voștri de viață, pentru că zodia pește este zodia care se află vis-a-vis de zodia voastră, da? Este zodia care pentru voi guvernează casa 7-a parteneriatelor de orice fel. Și e posibil că aici, din partea partenerilor, că sunt de viață, că sunt profesionali, fecioarele să primească mesaje contradictorii, să nu știți ce să credeți, să fiți puțin băgați în ceață. Această ceață se prelungește și în luna iulie, aici cu 7 de elixire, e o carte de confuzie, să-i spunem, dar fiți fără grijă că până în luna august lucrurile se vor clarifica. Dacă sunteți forțați, vi se forțează mâna să luați o decizie în lunile iunie-iulie, este foarte important să luați această decizie cu inima, să vă ascultați instinctul. Pe cât posibil încercați în luna iulie să amânați orice decizie. Amânați-o pe luna august când veți putea să luați o decizie mult mai rațională, mult mai bine cântărită, mult mai bine gândită. Ar fi ideal pentru fecioare în lunile iunie-iulie să încercați să vă programați un concediu, o ieșire în natură, undeva lângă o apă curgătoare, lângă o mare, un ocean, lângă un lac. Pentru că o să vă aducă foarte multe beneficii și pe starea de sănătate și pe starea emoțională. Luna august vine cu foarte, foarte mare stabilitate. E posibil ca aici în august fecioarele să aibă parte de o promovare, de o mărire de salar sau de un bonus la locul de muncă. În relații, relația voastră trece la următorul nivel de stabilitate. Cavalerul de monede este o energie care se mișcă greu, încet, calculat, dar se mișcă către o direcție foarte stabilă. Pentru fecioarele care în luna august o să cunoască un nou posibil partener, că este partener de afaceri, că e partener sentimental, va fi o persoană care se mișcă foarte încet, foarte calculat, care își măsoară fiecare pas și fiecare cuvânt. Cavalerul de monede este genul de energie care nu se grăbește foarte tare pentru că știe exact unde trebuie să ajungă și vrea să se asigure că fiecare pas pe care îl face este un pas în direcția corectă. Dacă e vorba de un parteneriat de afaceri, aici în septembrie aveți mari șanse să începeți cu această persoană un parteneriat de lungă durată, un parteneriat foarte benefic pentru ambele persoane. Dacă e vorba de un parteneriat sentimental, de un posibil partener-parteneră, aici în luna septembrie, fecioarele ezită. Nu știți exact ce decizie să luați, nu e nicio problemă, septembrie nu este luna deciziilor, pentru că aici vedem în octombrie și noiembrie două cărți de introspecție, atât Spânzuratul cât și Marea Preoteasă, dau tonul pentru o perioadă foarte interiorizată pentru fecioare, în care acestea trebuie să-și analizeze gândurile, sentimentele, să se reconecteze cu ființa lor interioară, cu instinctele și sentimentele lor, pentru că luna decembrie vine aici cu doiul de elixire, doiul de cupe, o carte foarte frumoasă, cartea sufletului pereche, cartea relației perfecte, energia care completează pe de-a întregul energia fecioarei. Pentru o parte dintre fecioare s-ar putea ca aici în luna septembrie, în urma unei măriri sau promovări,
care a avut loc în luna august, să se pună accentul pe echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Și aici, în lunile octombrie și noiembrie, fecioarele să trebuiască să-și reevalueze prioritățile. Ce este mai important pentru voi? Cariera, locul de muncă, partea financiară sau familia, dragostea, relația voastră? Aici va trebui să analizați foarte clar prioritățile voastre și să luați o decizie. Finalul anului vă vede în orice caz foarte fericiți, alături de cei dragi, alături de partenerul vostru de viață. Bun, și acum hai să scoatem și niște cărți de clarificare pentru dragoste, sănătate și bani, situație financiară pentru fiecare trimestru în parte. Pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, în dragoste avem pajul de săbi, în sănătate, soarele, încă o dată soarele, bani, carieră, situație financiară, împărăteasa. Bun, hai să analizăm fiecare carte în parte, cum se combină energia fiecarei cărți de clarificare cu energia primelor 4 luni din acest an. Pajul de săbii este o energie comunicativă, mercuriană, o energie care vrea să miște lucrurile și să aducă o schimbare, o transformare. În domeniul de dragoste, primele 4 luni din an sunt sub aspectul comunicării. În relațiile de dragoste, aici fecioarele trebuie foarte mult să comunice cu partenerul, partenera voastră. Dacă nu v-ați găsit încă un partener, parteneră, soluția este să comunicați, să discutați cu foarte mulți oameni, cât mai mulți oameni, pentru că nu știți de unde o să sară acest suflet pereche, această persoană cu care puteți să întemeiați o familie. Pentru fecioarele singuri este foarte posibil să cunoașteți acest viitor partener, parteneră prin grupul de prieteni sau prin cineva de la locul de muncă. Mare atenție la ce comunicați și cum comunicați, pentru că aici pajul de săbi este o energie destul de imatură și e posibil să vi se înțeleagă greșit cuvintele. Pe partea de sănătate avem soarele, încă o dată apare soarele, cartea cea mai pozitivă din tarot, care ne arată că în primele 4 luni ale anului, acele fecioare care se confruntă cu o problemă de sănătate pot aici încă din luna ianuarie să găsească soluția pentru problema lor. Pentru cei care trebuie să țineți o dietă sau un regim, soluția este să vă găsiți oameni care sunt și ei pe aceeași traiectorie, urmează și ei un regim sau o dietă similară, să găsiți un grup de suport, un grup de susținere. La fel, dacă trebuie să faceți mai multă mișcare fizică, găsiți-vă un grup de oameni care fac exerciții în aer liber, după cum se poate în perioada asta de pandemie, oricum puteți să găsiți un grup de oameni, fie online, un grup de oameni care fac yoga în fiecare dimineață sau diferite alte sporturi sau exerciții care se pot face în casă, sau poate găsiți un grup care face mișcări în aer liber, face drumeții în natură în fiecare weekend. E foarte important aici cu treiul de monede să vă găsiți grupul de suport. În luna februarie nu vă va fi ușor, va fi foarte mult efort de depus, va trebui să vă adunați toată forța voastră de autocontrol și să vă automotivați ca să duceți lucrurile la bun sfârșit, pentru că aici vedem deja din luna martie lucrurile se conturează mult mai pozitiv pentru voi. În luna aprilie veți putea lua o decizie în ce direcție vreți să mergeți de acum înainte. E posibil ca din aprilie să nu mai trebuiască să țineți tratamentul, terapia sau dieta la fel de strict cum ați ținut-o până acum și să puteți să decideți să o luați pe o cale mai ușoară. În orice caz, soarele aduce numai lucruri pozitive. Pentru o mică parte dintre fecioare, e posibil ca aici soarele să aducă în primele 4 luni din an vestea unei sarcini a unui viitor copil în familia voastră. Felicitări! În bani, carieră, situație financiară, împărăteasa, o altă carte de foarte, foarte mare fertilitate. Acum, fertilitatea poate să fie fizică, adică o parte dintre fecioare în primele 4 luni din an e posibil să intre în concediu de maternitate, în concediu de creștere copil. O altă parte, da, e posibil să aflați că o să aveți un copil și să vă gândiți cum vă influențează lucrul ăsta, cariera voastră, finanțele voastre. Dar pentru majoritatea fecioarelor, această carte împărăteasa vine pur și simplu cu foarte, foarte multă creativitate. Aveți foarte multă forță, idei, putere de a duce lucrurile la bun sfârșit și puteți în această perioadă, mai ales în lunile februarie-martie, să finalizați foarte multe proiecte.
În luna ianuarie este foarte important să vă bazați pe membrii voștri din echipă, să lucrați în echipă, să comunicați cu aceștia. Din păcate, aici în luna februarie văd că majoritatea efortului o să cadă pe umerii voștri, dar fiți fără griji, pentru că aici în luna martie, aprilie, o să vi se recunoască meritele. Hai să vedem pentru următoarele 4 luni din an, cărți de clarificare pentru dragoste, împăratul, sănătate, cavalerul de monede, bani, carieră, situație financiară, roata norocului. Bun, hai să vedem fiecare carte pe rând cum se combină cu energia lunilor mai, iunie, iulie și august. Spânzuratul, care apare pentru a doua oară în această etalare, este o carte care ne vorbește despre un moment de pauză, de respiro, în care lucrurile nu se mișcă foarte mult, s-ar putea chiar să stagneze, dar este și o oportunitate pentru fecioare să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți lucrurile mai bine. Pe partea de dragoste, aici la mijlocul anului oricum avem aceste două cărți, luna și cu 7 de elixire, care indică o confuzie. Oricum nu prea știți ce să credeți, ce e adevărat, ce nu e adevărat, iar spânzuratul acesta vine să vă ofere o nouă perspectivă. Această perioadă de stagnare de la mijlocul anului nu este un lucru rău, nu este vina nimănui, este un moment normal, este un pas normal în ciclul acestei relații care vă permite să analizați lucrurile mai bine și să înțelegeți pe de-a întregul ce s-a întâmplat și cum vreți să evoluați de aici încolo. Luna mai vă vede foarte stabil, foarte fericiți, cu motiv de bucurie. Luna august vă vede iarăși foarte stabil, mișcându-vă încet, încet către o direcție foarte pozitivă pentru voi, pentru relația voastră. Singura problemă e aici în lunile iunie-iulie. Sfatul meu este să nu vă panicați, să nu vă întristați, folosiți-vă de această perioadă ca să petreceți timp cu prietenii, ca să vă luați o vacanță, să petreceți foarte mult timp în aer liber, mai ales lângă ape, că sunt ape curgătoare, că sunt ape stătătoare, încercați să petreceți timp lângă o apă. Acest lucru vă va calma mintea și vă va ajuta să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu vă panicați dacă relația nu evoluează cu aceeași rapiditate cu care a evoluat în prima jumătate a anului. În ultimele două luni din an, mai ales aici pe noiembrie-decembrie, lucrurile se vor clarifica foarte mult pentru voi și luna decembrie vă vede foarte, foarte fericiți în relațiile de dragoste. Cu doiul de elixire, cu sufletul pereche alături de persoana iubită. În sănătate avem aici cavalerul de monede. Cavalerul de monede este iarăși o carte care apare de două ori în această etalare. Este o energie care se mișcă greu, se mișcă încet, dar se mișcă către o direcție foarte stabilă în sănătatea voastră. Mare atenție pentru acele fecioare care au avut motiv de sărbătoare, motiv de bucurie în luna mai. Dacă ați făcut anumite excese, că sunt culinare, că sunt cu alcoolul, lunile iunie și iulie vă vor taxa pentru asta și în funcție de lecțiile pe care le-ați învățat în această vară, în luna august o să o porniți din nou pe o cale, pe o terapie, pe un tratament pe care l-ați mai urmat deja și care a dat rezultate pozitive pentru voi. Dacă încercați să slăbiți în această vară, lucrurile o să meargă mai greu decât vă așteptați, dar partea pozitivă este că toate kilogramele pierdute în această perioadă nu o să se mai întoarcă. Nu o să aveți parte de efectul ăla yo-yo, pentru că cavalerul de monede, odată ce a făcut ceva, e bun făcut și lucrurile nu se mai întorc din drum. Pe situația de carieră, bani, finanțe, investiții, avem roata norocului, o carte foarte jupiteriană, foarte mărinimoasă. E posibil aici în luna mai să aveți parte de niște câștiguri surprinzătoare, foarte mari, foarte benefice pentru voi. Lunile iunie și iulie s-ar putea să fie toate lucrurile mai în ceață, să nu vă fie clar exact cât ați câștigat, ce o să primiți, ce bonusuri o să primiți, ce măriri de salariu o să primiți, lucrurile se clarifică aici în luna august. Și chiar dacă în lunile iunie-iulie sunteți ușor nemulțumiți de felul în care evoluează cariera voastră sau felul în care evoluează starea voastră financiară, fiți fără grijă, pentru că aici luna august vine cu răsplată.
Vine cu o mărire de salar sau chiar cu o promovare. E posibil ca aici din luna august să vi se dea mai multe responsabilități, să vi se dea o funcție mai mare, mai importantă. Hai să vedem pentru ultimele 4 luni din an ce putem să scoatem pentru Fecioare, pe situația de dragoste, asul de bâte, pe sănătate, șaptele de monede, bani, carieră, situație financiară, asul de cupe. Ok, o energie foarte frumoasă pe final de an, hai să vedem cum se combină energia fiecarei cărți cu energia acestor luni de final de an. Păi asul de bute ne vorbește despre o energie foarte pasională, de un nou început plin de pasiune. Dacă aici în luna septembrie ezitați între doi parteneri, între două posibile relații, lunile octombrie și noiembrie vă vor clarifica exact ce vă doriți. Și în luna decembrie o să fiți alături de sufletul vostru pereche. Va fi o relație plină de dragoste, dar și plină de pasiune. Situația interesantă pentru Fecioare, să vă aflați așa între doi parteneri, între două posibilități. Pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă și nu căutați un nou partener, o nouă parteneră, e posibil ca aici ezitarea să fie între timpul petrecut la lucru, timpul petrecut alături de partener, parteneră, în echilibru ăsta sau dezechilibrul dintre viața personală și viața profesională, și partenerul vostru să vină către voi cu niște oferte pline de pasiune, pline de dragoste, care să vă facă aici în lunile octombrie și noiembrie să regândiți acest echilibru sau dezechilibru și în luna decembrie relația voastră să iasă din această perioadă mai stabilă, mai echilibrată, mai trainică și cu mult mai multă dragoste între cei doi parteneri. E foarte important aici pe lunile octombrie, noiembrie, Fecioarele să facă această muncă interioară cu ele însăși, de a-și descoperi nevoile cele mai interne ale inimii voastre, ale sufletului vostru și foarte, foarte important, mai ales în luna octombrie, să învățați să vă ascultați instinctele. Pentru că luna noiembrie cu Marea Preoteasă vine cu o înțelepciune emoțională, o înțelepciune spirituală care o să vă ajute și o să vă ghideze pentru tot restul vieții. Pe partea de sănătate avem aici șaptele de monede. O carte care nu aduce mari schimbări pentru Fecioare în ultimele 4 luni ale anului. Este o carte care cere Fecioarelor să aibă răbdare, să aștepte rezultatele efortului depus în trecut. Aici nu apar mari schimbări pentru Fecioare. Lunile octombrie și noiembrie o să vă permită să vă înțelegeți mai bine corpul, să vă înțelegeți mai bine organismul, să învățați să ascultați semnele pe care acesta vi le trimite. Per total, finalul anului este plin de stabilitate, corpul vostru este robust, este solid, e pregătit să facă față sezonului rece. Din punct de vedere emoțional, sunteți stabili, nu sunt probleme nici pe partea asta. Soarele strălucește asupra voastră, nu o să aveți probleme de sănătate în acest an. E un mesaj foarte bun pentru Fecioare. Și hai să vedem, nu în ultimul rând, pentru bani, carieră, situație financiară, aici avem asul de cupe. Un nou început, foarte promițător în partea financiară pentru Fecioare. Aici, în luna septembrie, cu doiul de monede, o să aveți două oferte. Două oferte de muncă, două oferte de studii, două oferte de parteneriate în afaceri. O să vă luați timpul vostru aici în octombrie și noiembrie să le analizați pe cele două și să luați decizia corectă. Este foarte important să vă ascultați instinctul în momentul în care luați această decizie, să analizați foarte bine lucrurile și să alegeți acel job, acea afacere, acel parteneriat, acea investiție care vă va umple nu doar buzunarele, ci vă va umple și inima. Acea opțiune care o să vă dea o împlinire spirituală, emoțională, acel job, acea carieră
acea afacere care o să vă facă să vă simțiți bine cu munca, cu efortul pe care îl depuneți în fiecare zi. Fecioarele o să înceapă de acum înainte o traiectorie profesională care să le aducă nu doar împlinire materială, ci și împlinire spirituală, împlinire emoțională. Pentru cei care aveți ocazia să începeți o afacere cu partenerul, partenera de viață, lucrurile sunt foarte bine aspectate aici. Aveți foarte mari șanse de succes. Per total, un an minunat pentru Fecioare. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las cu un gând frumos. O să extrag un card din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Nu uitați să vă uitați și la mesajul pentru ascendent, lună sau orice alt semn zodiacal în care aveți 4 sau mai multe planete. Și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Ok, o carte care a vrut să sară pentru Fecioare. Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea și pacea minții. Un mesaj absolut minunat pentru Fecioare, care merge mână în mână cu această energie de la baza etalării, cu soarele. Doar lucruri pozitive poate să vină către voi în anul acesta 2021. Profitați de ele. O să aveți două momente mai calme, mai de introspecție, lunile iunie, iulie, octombrie, noiembrie. Profitați și de aceste luni ca să vă relaxați, ca să lucrați asupra voastră, ca să creșteți voi din interior, pentru că creșterea exterioară este absolut fenomenală pentru Fecioare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, vă doresc să aveți un an 2021 absolut minunat, pe data viitoare, pa, pa!